Update duminică, 03 aprilie 2022, ora 8:50. Hot News.ro. Explozii puternice au fost auzite duminică dimineața în portul strategic de la Marea Neagră, Odessa, potrivit BBC. Mai multe rachete au lovit duminică dimineața o rafinărie în orașul ucrainean Odessa, ale cărei depozite de combustibil sunt în flăcări și deocamdată nu se știe dacă atacul s-a soldat cu victime. Odessa Google Maps. Update ora 10:50, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că loviturile cu rachete ale armatei sale au distrus o rafinărie de petrol și 3 depozite de combustibil în apropierea portului ucrainean de la Marea Neagră, Odessa, potrivit. Moscova susține că rafinăria și depozitele ar fi fost folosite de Ucraina pentru a-și aproviziona trupele din apropierea orașului Nicolaev. O parte dintre rachetele rusești care au lovit Odessa în zorii zilei de duminică au fost interceptate și doborâte de către sistemele de apărare ale Ucrainei, relatează și Kyiv Independent. Purtătorul de cuvânt al administrației militare din regiunea Odessa, Serhii Bratceac, a confirmat ardamentele. Fuel storage terminal sin Odessa are on fire. After multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. O accounted that last five separate impact points having been woken by large explosion that were felt across Odessa. GMB TV News 30:27 CGF, Richard Gaisford, April 3, 2022. În unele zone s-au izbucnit incendii. Autoritățile locale au avertizat localnicii să se adăpostească. Load explosions in downtown Odessa right now. My hotel room windows just shook. Not clear hat tatuas. Isabelle Curșudian, April 3, 2022. Corespondentul Washington Post Isabelle Curșudian, care se află în oraș, scria pe Twitter că din cauza ardamentelor ferestrele camerei sale de hotel s-au zguduit duminică dimineața. Cel puțin un depozit de combustibil ar fi fost cuprins de flăcări, a mai transmis ea. Rachetele au lovit la ora locală ora 6 rafinăria situată în nordul orașului, lângă port, unde ajunge un oleoduct din Rusia. Pe contul său de Telegram, primăria orașului se limitează deocamdată să informeze că Odessa a fost atacată din aer, că unele rachete au fost doborâte de apărare aeriană și că s-au raportat incendii în unele zone. Exploziile s-au resimțit la kilometri distanță, iar de la complexul lovit se ridicau 3 coloane de fum care putea fi văzute din tot orașul. Pompierii se află la locul exploziei în încercarea de a controla incendiile provocate de rachete, care au cuprins mai multe depozite de combustibil unde, din când în când, se produc explozii, deoarece conținutul ia foc. Duminică dimineața au sunat alarmele antiaeriene în Odessa în 3 rânduri.